0 voturi contra, Consiliul Superior al Procurorilor hotărăște. Aluat de rezultatele calculului efectuat de Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor în baza fișelor de evaluare a candidaților Ruslan Cașu, Iuri Garaba, Eduard Harunjen, Viorel Morar, Igor Popa și Igor Serginu. A constatat că în cadrul etapei de interviu cel mai mare punctaj a fost acumulat de candidatul Eduard Harunjen. 3. A propune președintelui Republicii Moldova candidatura domnului Eduard Harunjen pentru a fi numit în funcția de procuror general pentru un mandat de 7 ani. A transmite prezenta hotărâre președintelui Republicii Moldova pentru examinare.